Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Maruță și vă invit să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei. Un lider de sindicat din Complexul Energetic Oltenia vine în fața dumneavoastră în această seară să discutăm despre problemele arzătoare la zi ale minerilor și energeticienilor, despre situația economică a companiei acum într-o perioadă în care vânzările nu sunt atât de bune, în care mulți factori externi vin și influențează activitatea economico-financiară a acestei companii, unde lucrează foarte multe familii de gorjeni și nu numai, o companie de care depinde viața de zi cu zi a județului acestuia, chiar dacă lucrăm sau nu lucrăm acolo, contează la nivel general ce se întâmplă cu această societate. Vorbim în această seară cu domnul Gabriel Căldăruș, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia. Revine, iată, după câteva luni la Tele3, la emisiunea Dilemele Zilei. Bună seara, domnule Căldăruș. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc și eu că ați revenit la emisiune. Vorbim despre situația creștere explozive a prețului certificatelor de dioxid de carbon, care, iată, poate să influențeze decisiv activitatea companiei, indiferent de câte eforturi s-ar face, cât s-ar reduce costurile pe tonă de cărbune, pe megawatt, chiar și reduceri de personal, nu va fi cazul chiar așa de mult în acest an, doar 200 de persoane, de muncitori, dar, iată, sunt niște factori care, pe undeva, sunt independenți de activitatea propriu-zisă de producere energiei electrice, dar influențează decisiv aproape bugetul pe anul acesta, cum și declarație. Ce se întâmplă, ce se poate face? Așteptăm să pice drobul, cum se spune? Nu, sub nicio formă nu trebuie să avem această atitudine. Sincer, exact cum spunea și dumneavoastră în expunerea inițială, de la început, efectiv, soarta Gorjului depinde de funcționarea acestei companii. Faptul că e cel mai mare angajator, faptul că totuși salariile nu sunt unele foarte bune, dar comparativ cu ceea ce oferă la ora actuală mediul privat din județul Gorj, am putea spune că și celelalte business-uri rezistă, să zic, în mare parte datorită activității acestei companii. Da, situația este una destul de dificilă, nu mai putem spune că e o chestie de moment, o chestie care poate să aibă un efect pe o lună, două, trei. Poate să aibă efecte dramatice în ceea ce privește funcționarea acestei companii. Prețul acestor certificate vedem că a crescut fantastic și această creștere a început undeva cam din luna iulie anul trecut. A fost o creștere constantă în salturi mici, dar totuși consistente, care a dus la ora actuală la un preț undeva între, care se situează undeva între 13 și 15 euro. Fluctuează la zi la zi, dar după cât se pare nu mai coboară undeva sub pragul de 13 euro. Ne-am bucurat să fie și scăderi masive, bruște ale acestor prețuri la certificat de carbon, dar după cât se pare aceste lucruri nu se mai întâmplă. Soluții pentru rezolvarea acestor probleme totuși există, dar până la urmă soluții în care inclusiv factorul politic ar trebui să aibă un rol decisiv pentru a fi rezolvate aceste probleme. Am avut discuții în zilele anterioare, chiar și azi, inclusiv cu parlamentarii de Gorj, cu domnul senator Iriza, cu domnul deputat Weber, cu domnul senator Cârciumaru. Chiar în cursul zilei de azi a fost chiar o surpriză plăcută. Am avut o convorbire telefonică cu domnul primar Filip de la Rovina, care spunea: domnule, haideți totuși spuneți în ce trebuie făcut, pentru că săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, o să fiu la București, o să am întâlnire și cu ministrul energiei și trebuie găsite soluții. Pentru că, de fapt, cu toți începe să înțelegem că cu aceste probleme, șansele ca Complex Energetic Oltenia să aibă o viață certă, sigură în piață, scad dramatic. Soluții? Da, există soluții. Două tipuri de soluții. Ar fi copiat modelul polonez. Și încă o dată spun că toți ne ducem numai spre Bruxelles. Da, de acord că directivele sunt la Bruxelles, că vin foarte multe lucruri, bune, rele, nu mai discutăm de aceste aspecte, dar modelul polonez, care prin lege, deci cu acceptul Bruxelles până la urmă, permite ca 40% din valoarea certificatelor de carbon să fie plătit de către statul polonez.
prin acel fond de mediu care există și la noi, nu știu cum o spune acolo, ce denumire o avea exact, a permite. Am avut o discuție, cred că jurul orei 14, cu domnul director Boza. Dumnealui este plecat, spunea că a fost identificată încă o soluție, că există promisiuni că va fi pusă în practică prin acordarea de rezerve de capacitate pentru 2-3 grupuri care să acopere diferența de la prețul prognozat în bugetul de venituri și cheltuieli și prețul care există la ora actuală în piață. M-aș bucura să existe astfel de lucruri. Am văzut și noi că cei din Valea Jiului, cu toate că acolo situația este dramatică la complexul energetic Oltenia, totuși beneficiază de, să spunem, de o schemă de ajutor de genul acesta, de servicii de sistem pe rezervă terțială lentă de aproximativ 500 de megawatts. Spunea și domnul director Boza că nu mai poți să intri aici, odată nici nu mai au capacități, practic, și acolo am putea spune că s-a supralicitat puțin, dar, mă rog, să dea Dumnezeu să ajute complexul energetic Hunedoara pentru a rezista în continuare. Și am fi doar noi și gazele care ne-am calificat pentru a putea asigura serviciile respective. Dar v-am spus, până nu se ia o decizie exact, și această rezervă de capacitate să fie acordată pentru 2-3 ani pentru complexul energetic Oltenia. Dar până nu vom vedea aceste lucruri transpuse în practică, dați-mi voie să avem semne de întrebare cu toții care lucrăm în cadrul acestei companii. Se dorește, până la urmă, să se facă ceva dinspre, nu știu, dinspre parlamentar, dinspre mediul politic, dinspre guvernanți. Deci, vă spun, centru. Am avut discuții cu, se am putea spune, aproape cu toți parlamentarii de Gorj. Urmează chiar pe parcursul zilei de joi să avem chiar o întâlnire pentru a discuta aceste aspecte. Eu am văzut o deschidere în sensul acesta, dar încă o dată am trăit prea mult cu speranțe, cu prea mult cu promisiuni, până când nu vor fi puse în practică, dați-ne voie să aveți și noi semnele noastre de întrebare și îndoielile, care până la urmă sunt normale. Există o problemă, vedem foarte bine, da, chiar dacă există această voință, trebuie un lobby fantastic făcut de către toți actorii, nu numai factorul politic, chiar și sindicatele, chiar administrația. Am putea spune să fie implicați în acest lobby sau pentru a susține activitatea complexului energetic Oltenia, oameni de afaceri, tot ce înseamnă cetățenii acestui județ, că până la urmă cu toți avem această dependență de complexul energetic Oltenia. Mai spun, cu toate că există și acolo la nivel central, eșalonul 2, în eșaloanele 2, 3, 4, oameni care au atitudine totală împotriva complexului energetic Oltenia, sunt susținători a energiei regenerabile. Nu știu, nu cred așa că dintr-o dată brusc și în mod așa gratuit au prins drag numai de acea energie verde. Ne uităm acele organizații neguvernamentale care totuși militează puternic împotriva complexului energetic Oltenia, fiind vorba în principal de cele două organizații. Și apropo, am citit o știre, vă spun sincer, pe mine m-a pus chiar pe gânduri și cu foarte, foarte mari semne de întrebare. Am văzut Procurorul General a prezentat o listă cu toate instituțiile statului cu care Procuratura, deci așa, Procuratura a avut acele protocoale de colaborare. Da. Spre surprinderea mea, în afara instituțiilor statului, care, să zicem, poate ar fi normal, nu intru în această discuție, Parchetul General avea protocol inclusiv cu Greenpeace-ul. Deci, vă spun, a rămas șocat și asta ne arată totuși forța acestor organizații și până la ce nivel au reușit să penetreze sau, mai bine zis, faptul că au acces să stea la orice discuție, la orice masă și cu factorii de decizie din această țară. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și cu Greenpeace și cu toată lumea care vrea să o planetă mai curată, numai să vină cu soluții, să înlocuiască energia pe bază de cărbune, să vină cu soluții să dea locuri de muncă celor 13.000 de oameni, să vină cu soluții să producă altcineva în locul CEO acei 30% în sistemul energetic național în momentul de față, să se ducă să mai protesteze și prin munții patriei, pe unde...
ați atins un subiect foarte sensibil aici, de pe 100-200 de hectare și unde au dispărut milioane de hectare de pădure, practic activitatea lor nu prea există. Dacă se îndeplinesc toate chestiunile astea, da, să se ecologizeze tot Gorjul. Toată țara, toată planeta, să fie... Sunt de acord total. Dacă vin și cu soluție, exact. Să vin și cu soluție și atunci... La începutul lumii, doar să închidem, nu cred că e posibil. Nu sau este... dacă se închide, să se facă etapizat oricum, 10-20 de ani sau cât o fi. Pentru că dacă s-ar duce să protesteze în Polonia, nu știu ce s-a întâmplat cu țara asta, s-ar închide, pentru că știm cu toții că toată energia pe cărbune din Polonia provine din... Aproape, nu, de fapt, aproape 90%, 80%, între 80 și 90% din energie produsă în Polonia e energie pe cărbune. Atunci de ce facem scandal în România, unde doar o treime sau chiar mai puțin, depinde de... de chiar de la o zi la alta. Pentru că România, acum să fim sinceri, nu numai în această industrie, da, chiar la o mână oricui, și au transpus în practică interesele mult mai lejer decât în orice țară din Europa. Dacă ne uităm, când au vrut să elimine concurența din România, erau acele întreprinderi ale statului, mai bune, unele mai bune, altele mai puțin bune, le-au cumpărat și le-au închis, chiar dacă din punct de vedere și calitativ și al competității prețului aveau loc în piață, dar ca să elimine concurența au făcut astfel de lucruri pentru că la noi s-a putut. Și ceilalți investitori, dacă ne uităm puțin și în domeniul energiei, care au cumpărat ce pus pe partea de transport, de distribuție, pe câți dintre ei și-au onorat investițiile care le promisoase de fapt pentru care semnaseră în contractul de privatizare? Aproape nimeni. S-a întâmplat ceva, absolut nimica. Vedeți, aici s-a ajuns, sper că până la urmă, că nu mai e nici al 12-lea ceas, aproape al 13-lea ceas în situația în care s-a ajuns. Sper ca totuși cu toții să vedem lucrurile exact cum sunt în realitate și cu adevărat să facem ceea ce trebuie pentru complexul energetic Oltenia și nu numai. Deci de la cât a crescut certificatul? De la 4,30 care era anul trecut undeva, să zic, în mai, aprilie, mai, unde acum la variază, a ajuns, a avut vârful și de 15 euro, dar undeva la 13,5 a putea să spune că este un preț mediu. De aproape 3-4 ori mai mult. Da, de aproape 3-4 ori mai mult. E foarte clar la mai vorbim acest, de rentabilitate atunci? Nu vorbim de rentabilitate la acest preț, dacă se menține acest preț al certificatelor. În că mai de 15 crește, euro... Supraviețuirea complexului energetic Oltenia este una extraordinar de grea, am putea spune aproape de imposibil. Și tocmai de aceea există acele soluții care au fost puse în practică, exact cum discutam, și în Polonia. Există acele posibilități de acordare de rezerve de capacitate, de servicii, de sistem prin care poți să, nu neapărat să ajungi, dar să asiguri până la urmă siguranța sistemului energetic național. Siguranța sistemului energetic național se pare că e o poveste și chiar o placă așa scoasă din când în când. Nu interesează pe nimeni, nu sensibilizează pe nimeni. Poate doar în iernile foarte dure, crunte sau în verile extrem de secetoase, poate și în alte perioade în care nu se poate fără această energie pe cărbune, nu că am înnebunit noi după energia pe cărbune, dar acesta este configurația sistemului energetic național. Nu s-a venit cu nimic în locul termocentralelor pe cărbune. Și nu le putem închide, fie că se leagă cu lanțuri cei de la organizațiile astea de mediu, pentru că nu pun nimic în loc. Nici nu putem importa în momentul ăsta ca să acoperim... Luând-o de strict economic, fără plata acestor taxe, că până la urmă sunt niște taxe, inclusiv energia produsă pe bază de gaze e mai scumpă decât energia produsă pe bază de cărbune. Diferența care o să o facă în viitor sunt aceste prețuri ale certificatelor carbon care pot să ducă gazul înaintea producătorilor de energie pe bază de cărbune. Trebuie să uităm faptul că în perioada următoare, în 2-3 ani maxim, la Iernut, Romgazul va construi un grup de mini 500 de megawați. 500 de megawați care vor intra în sistem, gaz din producție internă, e clar că vor funcționa continuu. Mai trece și, să mă rog, ar trebui să treacă și în fiecare an, acum să fim obiectivi, în fiecare an vor mai intra pe regenerabile încă 200-300 de megawați, cel puțin în piață. La nivel european și chiar mondial,
se caută și chiar au început să avanseze cu formă de stocare a energiei pentru o anumită perioadă. Deci concurența o să fie una acerbă, nu e vorba numai de a fi acerbă, dar am văzut chiar în Parlament la ora actuală se discută de scheme de ajutor iarăși pentru energia regenerabilă. Că nu poți să lași tu, stat român, să lași deoparte complexul energetic Oltenia, care îți asigură efect, nu știu, poate ave, și chiar aveți dreptate, că vine să nu mai folosesc acest termen. Da, de, nu mai are nicio semnificație. Până la urmă devine banal și chiar enervează, poate chiar și un exemplu, domne, sunt, poate la 100 de ani mai apare și un război, domne ferește, sau o situație de urgență, un cutremur puternic. Un cataclism, orice. Nu știu, o rupere de nori, de ceva, o săptămână. Nu ai pe nimeni care să-ți răspundă la apel, să-ți dea energie electrică. Nimeni. Nu poți să suple nimeni în elice, nu poți să-ți dea nimeni soare. În Germania există, poți să facă, exact, în afară de nuclear, care nu-ți asigură decât 10%. Sunt centrale pe bază de cărbune și cariere care practic au program pe 5 ani, n-au pornit poate o oră, păi dar asta ținute, domne, pentru astfel de situații. Ești obligat să le țin rezerva acolo. Pentru astfel de situații care... Ești obligat, așa, da. Ești obligat. Bine, așa fac țările normale sau țările care deci sunt ai conștiente, o rezervă, că la noi ceea ce s-a întâmplat cu totul, numai de normalitate n-am dat dovadă în țara aceasta. Cum este la țară, domne, încălzirea pe gaze, dar știi sigur că la un moment dat poate îți vine un ger de minus 20, gazele nu mai fac față, ești obligat să ai undeva într-o cameră o sobă pe lemne. Și cam sigur, așa și sigur fiecare gospodar păstrează... Termocentrala pe cărbune. Nu neapărat să poluăm, că ne nouă drag să poluăm. Haideți să știți cum este și cu poluarea. Haideți să fim totuși că s-au făcut pași importanți în acest domeniu. Dacă ne uităm, numai acel fund care, sau acel praf care se depunea, numai când bate vântul, numai sunt acele depuneri de cenușe. Deci s-au făcut pași foarte importanți și dacă chiar spunea cineva, așa, efectiv, când a erupt vulcanul în Islanda, a poluat cât poluează toată economia 100 de ani, 100 de ani. Deci în 3 zile de erupție, așa, dacă ne uităm într-un clasament, oceanul planetar elimină practic 80% din aceste emisii. Deci nu, lucrurile nu stau. Chiar sectorul bovin din agricultură depășește cu mult tot ce înseamnă producție de energie pe bază de cărbune. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri. Există, e clar că e o afacere undeva la nivel european sau chiar mai departe. Exact cum spunea și dumneavoastră, cu toții ne dorim să avem totuși o planetă curată, să respirăm totuși un aer curat, dar nu putem să facem abstracție nici de partea cealaltă, nici de siguranță, nici de confortul care generează această producție de energie. Bine, la noi se poate întâmpla, la un moment dat îți pui problema și te întrebi oare chiar nu se poate întâmpla orice în țara aceasta. Eu sper că acum, și cel puțin sper să ține de cuvânt, inclusiv politicienii, vă spun, vorbesc cu oamenii care se pricep din cadrul companiei, vorbesc cu domnul Ciurel, deci legat de aceste, vorbesc cu domnul, am vorbit cu domnul director Pisc. Lucrurile sunt destul de grave, nu sunt absolut deloc ușoare. Domnule Căldăruși, că ați amintit de domnul Ciurel, care vorbea de mai mulți ani de problema asta certificatelor de CO2 care s-ar și ne-a prins din urmă și acum ne-a prins din urmă, da. Tema asta pe care noi o abordăm la nivel local, unii ne pricepem, alții încercăm să înțelegem. Dar, sunt de vorbă cu cei care se pricep, da, că asta e esența lucrurilor. Nu am văzut, ați văzut, citiți și presa națională, bune, s-au urmărit știrile la televizor. Nu v-am văzut tema asta abordată aproape pe niciune, nici măcar în presa de specialitate, nici în, păi, vedeți, pe site-urile de energie, vorbeam de cele pe nimic, pe de cele două organizații care, una e chiar care are sediu practic în Cehia. Acolo nu acționează, nu se opun producție de energie ca la noi pe bază de cărbune. La noi cunosc absolut orice, contestă în instanță orice formă de autorizație, de așa, pe când în partea cealaltă stau liniștiți. E, vedeți dumneavoastră, cam aici ar trebui să lucrăm și noi. Adică de ce să nu fie ceva și pe partea cealaltă, ceva pro-cărbune, pentru cărbune? Și aici ar trebui să fie implicați nu numai lucrători din cadrul complexului. Toți factorii importanți din județ ar trebui să fie implicați. Le-am spus și celor de la CEO, dacă nu aveți un departament de... Nu de marketing, de imagine. De marketing nu e suficient, vă spun. Când vin băieții de la Greenpeace sau din altă parte cu partea lor de opinie, veniți și voi cu partea voastră, domne. Am investit... Cu contraargument, am făcut. Am cheltuit un miliard de euro. N-am stat cu mâinile în sân să aruncăm cu cărbune pe geam la oameni în casă.
Încă o dată. Am ecologizat nu știu câte zeci practic, de hectare sau de teren. Sau ce punerea am în practică, până la urmă, acestor soluții depinde de factorul politic. Important este să existe voință politică și lucrurile eu cred că se pot rezolva. Dar v-am spus cu această condiție. În caz că nu vor fi rezolvate, e clar, situația va fi una dramatică. Ceea ce totuși mă bucură și sper, cum așteptăm și ziua de mâine, că totuși mâine pe, la punctul 4 pe ordinea de zi în cadrul Camerei Deputaților este acea lege care, ceea ce privește modificările la codul silvic, care va permite exproprierile mai ușoare suprafețelor forestiere. E un prim pas. Asta vreau să spun, e o parte a problemei. O parte a problemei, bineînțeles. Dar nu rezolvă problema. Nu rezolvă problema per total, dar vă spun, aceeași situație era dacă nu ar fi rezolvată problema aceasta cu pădurile, pentru că până la urmă nu mai avea de unde da cărbune necesar producție de energie. Noi sperăm că aceste lucruri se întâmple, să fie un prim pas și în perioada următoare să găsim soluții la problema legată de certificatele carbon. Pentru că dacă nu vor fi găsite anul acesta, făcând un calcul simplu la 15 teravați, care înseamnă aproape 14 milioane, undeva de 14 milioane de certificate, să dai o diferență de 7 euro, să zic, față de cea prognozată în buget, înseamnă 100 de milioane de euro, 4.500 de miliarde. Dacă ne uităm pe piața de energie, prețul la energie a scăzut. Înseamnă iarăși venituri mai mici decât anul trecut. Nu avem cum să supraviețuim, strict economic vorbim. Putem să facem absolut orice. Cineva să tăiem toate investițiile, să tăiem absolut orice și nu vom putea supraviețui. Chiar dacă să mai transmit și mesaje optimiste. Nu vreau nici să fiu nici pesimistul de servici, dar totuși să vedem lucrurile obiectiv și să luăm în calcul această situație. Într-adevăr, mesajele au și ele rolul lor, dar până la urmă o situație la rece trebuie să fie făcută cunoscută opiniei publice până la urmă. Râdem, glumim, dar când nu ți se mai aprinde becul în casă, începi să dai din colț în colț și nu știi ce s-a întâmplat, pe cine să mai suni, cum să repari, să faci. Cam așa se va întâmpla și dacă nu va fi complexul energetic Oltenia, cred că va fi groaznic pentru tot județul. Și pentru economie. Și pentru economie și pentru tot. Și dacă ne ducem, except, dar să zicem că până la urmă se va importa, se vor găsi, să zic, de moment anumite tipuri de soluții, dar județul acesta ar muri cu totul. Și trebuie să fim foarte atenți ca aceste lucruri să nu se întâmple. Acum mai spun, trebuie să fim atenți și în interiorul ceea ce se întâmplă, în interiorul complexului energetic Oltenia. Nici nu, de ce puțin reprezentanților sindicatului Mine Energie Oltenia, ne convine ca finalizarea investiției de la grupul 5 la Rovinar să fie dusă undeva spre 2023. Nu ne convine ca să încerci să omori practic vaca care dă lapte în această companie și care practic ajută să rezistăm cu toții și îmi doresc în continuare să rezistăm cu toții în cadrul acestei companii. Da, și prioritățile în investiții să fie tot realizărilor fiecarei subunități, realizărilor fiecarei subunități. Dacă se întâmplă astfel de lucruri, ne batem pe o parte ca să rezolvăm o anumită problemă și ne dăm la picioare în interiorul companiei. Luăm acum o pauză de publicitate, ne revedem în câteva minute cu invitatul nostru. Ofertă imbatabilă în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofărăstrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofărăstraele pentru elagaj, dar și la motofărăstraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motofărăstraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! I fell in love with the pizza.
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Vrei să fii în trend și să atragi toate privirile? Vrei ca imaginea ta să fie impecabilă, dar nu ai găsit salonul potrivit? Vino la Mara Salon și vei găsi o gamă diversificată de servicii și produse profesionale de calitate. Vei pleca mulțumită și încântată de noua ta imagine. Mara Salon, coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Mara Salon, complex Piața Mare, la etaj. Telefon 0766-849-009. Te așteptăm și îți promitem că vei fi admirată. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Am revenit la emisiunea noastră, stăm de vorbă cu unul dintre liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, domnul Gabriel Căldărușe. Vorbim despre viitorul apropiat, chiar foarte apropiat, al Complexului Energetic Oltenia, acestei companii care s-ar putea să aibă probleme serioase. Unii spun că nu este cazul, însă sunt premize care, de la care pot să pornească măcar discuții, dacă nu
să se tragă și concluzii. Vorbim de o creștere explozivă a prețului la certificatele de dioxid de carbon. Compania aceasta este obligată să cumpere an de an milioane de certificate de dioxid de carbon, să cheltuiască sute de milioane de euro, practic. Adică, făcând un calcul, ar fi la 15 euro undeva jur de 220, să zicem, 15 milioane de certificate la 15 euro, 220, să zicem, 200 neapărat, milioane. Dar în jur de 200 de milioane de euro, sumă colosală, domne, fantastică. 200 de milioane de euro, cred că n-a avut CEO profit de când s-a înființat și până în ziua de astăzi. Și nici nu o să aibă. Și cred că nu e nici corporație. Asta înseamnă bani adevărați oriunde în lumea aceasta, nu numai un sfert de miliard de euro. Construim o autostradă cu ei. Păi nu mai e logic. Ne legăm și noi de Craiova și pe urmă de Pitești. Da, banii cu 200 de milioane construim autostradă. Într-un an. 200 de milioane într-un an. Într-un an. Târgu Jiu, Filiaș, Craiova, fără probleme. Și de șpagă ajunge și de orice. Vedeți dumneavoastră. Deci nu e logic ce se întâmplă acum. Și aici e o problemă. Chiar ne bate în joc noi de noi. Au inițiat acest mecanism al certificatelor carbon, dacă ne uităm și în Europa. A știut ce să facă și a știut cum vor evolua lucrurile și ce vor face. În Germania de ce nu există problema? Pentru că toate aceste companii au cumpărat atunci cu 10 euro 5, 15 euro 5, au cantități enorme sau un număr foarte mare de certificate de carbon, nu mai au treabă pe nu știu câți ani de acum încolo, au rămas țările din fostul bloc estic. Acum și în România, dacă ne uităm, până la urmă, vedeți dumneavoastră, până la urmă tot înseamnă, tot potență, tot interese, și România, cel mai mare posesor de certificate de carbon, cu excepția statului, este Petromul, OMV-ul practic, Petromul. Pe urmă, cei de la Mittal Steel, Aros Latina și chiar și sunt și foarte multe bănci care au investit în certificate de carbon. Dar asta este, până la urmă. Cu toate că n-am știut, și bine, nu, aici n-a fost cazul numai României, și celelalte țări din Estul Europei s-au aflat în aceeași situație sau se află fără să aibă achiziționate companiile de acolo aceste certificate. Dar totuși trebuie găsite soluții și făcut totul ca să fie rezolvată această problemă la momentul actual. Exact cum spunea și dumneavoastră, e o diferență practic între prețul prognozat de buget și prețul certificatului de carbon care există la ora actuală de aproximativ 100 de milioane de euro. N-ai de unde să iei banii aceștia. Prețul la energie, cum spuneam și mai înainte, e mult mai mic decât cel de anul trecut, cel puțin în primele 3 luni ale acestui an e mai mic decât anul trecut. Dar nu e logic până la urmă. Orice om care are sau nu se pricepe deloc la asta, vinde mere și pere. Dom'le, vinzi mere în piață și te pune cu 2 lei și te pune ăla și te mai plătește o taxă mai plătești de încă 2 lei. Cu 2 lei să fii competitiv cu celălalt care nu plătește păi această taxă. Și vin semințe sau stai, te angajezi la altcineva. Așa deci este. Nu este. Dar nimic. V-am spus. Deci nu e rentabil. Cine face calculele spune, dom'le, mai bine stăm acasă, nu mai facem nimic. Și în momentul acesta trebuie să intervină guvernul și parlamentul. Trebuie să intervină guvernul, trebuie să intervină parlamentul. Gorj în România, parcă, sau unde e? Eu așa știam. Unde este? În Papua Noua Guinee. Da, și mă gândeam că e în Zimbabwe și moneda națională se numește cumva. Nu se numește. Și acela e salariul nostru. Dar ca salarizarea, am putea spune că ne ducem undeva în zona respectivă cu salarizarea din România. Dar încă o dată spun, bine, sunt de acord cu dumneavoastră, ce face guvernul până la urmă? Domne, n-am auzit pe cum o cheamă Dăncilă, sau mă rog, că o să fie în altcineva sau cine o fi. Ați auzit vorbim vreodată de complexul energetic Orlean, de CEO, de asta? Și la nivel guvernamental, acum obiectiv vorbind, cu excepția domnului Maioreanu, care este secretar de stat, nu prea avem reprezentare încă solidă în guvernul României. Ce reprezentare, domnul Căldurșer, vă aduceți aminte de explicația ministrului energiei? Că așa eram și eu bun la energie și dumneavoastră și oricine. Că energia e bună pentru că se aprinde becul. Păi stați puțin așa, că asta ne răspundea și unul de clasa întâi. Sau chiar de grădiniță. Ce e aia energia? Păi uite, că se aprinde becul, aia energie. Păi vă dați seama cine ne conduce pe noi la nivel de ministere specializate? Hai că la med, la turism, la astea mai pui sau unde? La românii de pretutindeni pui pe oricine, că nu contează. Sau la dialog social, sau nu știu pe unde. Dar, domne, la energie să nu pui pe unul care de ani de zile... Domnul pe Marian Iancu, de exemplu, sau Iulian Iancu. Care a făcut porcăria asta de sistem energetic național de acum.
Totuși, Iulian Iancu este unul dintre puținii care lăsați-mă, totuși... Eu vă spun sigur că este unul dintre băieții deștepți. Nu vrea să spun că recunoaște sistemul energetic. Recunoaște și ar trebui să fie patriot. Și să apere companiile române. A spus, făcând excepție sau abstracție de anumite lucruri... Eu cred că este unul dintre băieții deștepți din sistem și a profitat de pe urma lui. E clar, vă spun că știe perfect. Am urmărit o declarație a domnului Iancu acum câteva luni. Știa perfect ce se întâmplă sistemul ăsta. Chiar cunoaște foarte bine. Știe și soluțiile, dar, mă rog, probabil că sunt mai puternici cei de la Greenpeace. Nu neapărat la Greenpeace, că până la urmă... De la alte companii. Sunt, rivale. Până la urmă, vârf de lance pentru alte companii sau susțin interesele altor companii care lucrează Ia în acest domeniu. Ce a mai rămas în România neprivatizat? Simplu, e o întrebare simplă. Nu știți care e problema. Și ceea ce s-a privatizat, nu, ar trebui să întrebăm din tot ceea ce s-a privatizat, ce mai există la ora actuală sau ce mai funcționează. Cu excepția Dacia Renault, care a fost o privatizare de succes, care nu știu dacă mai rămânea în piață. Da. Cu excepția Petromului, dar care a fost un super business pentru compania austriacă, un super business. Pentru altcineva. Dacă ne uităm, prea multe companii sau așa nu prea mai există. Dacă ne uităm pe ciment, s-a restrâns activitatea fantastică în acest domeniu. Chiar avem exemplu concludent de aici, la noi, din Târgu Jiu. Aproape că am și uitat că totuși era poate cea mai bună fabrică de ciment sau cel mai bun ciment din punct de vedere calitativ. Cu rezerve de calcar. Se făcea în Târgu Jiu cu rezerve de calcar. Dacă ne uităm la un Craiova Electroputere și plus alte întreprinderi, nu mai există. Ba da, acolo există un mall în zona respectivă, pe platforma industrială respectivă. Dacă ne uităm aproape în orice județ din această țară, vedem că, practic, economia românească a fost în mare parte distrusă. Am devenit, până la urmă, importator, că de multe ori e și amuzată chestia că tot vorbim de acel deficit comercial. Pe cum dracu să nu fie deficit comercial când aproape nu mai producem nimic? Da, în orice magazin intri sau supermarket găsești, nu mai găsești legume din România, foarte rar. Răspunsul era... Știți cum este? Sistem? Și cu legumele. La toți, după fiecare femeie în piață, aleargă fiscul și asta. Și prin vama românească trec mii de tiruri în fiecare zi nefiscalizate cu legume aduse la mama dracului din Turcia și peste tot. Da. Răspunsul era la întrebarea ce ne-a mai rămas. Ei bine, ne-a mai rămas sistemul energetic. Singurul. Ne-a rămas. Singurul care a rămas, dar pe care, după cât se pare, unii fac tot posibilul ca să distrugă și pe acesta. Aici este senzația că se dă o bătălie, domnul Călăruș. Da, e clar, o bătălie în care interesele sunt enorme, bani sunt foarte mulți în acest domeniu. Complex energetic Oltenie, să mă rog, termocentrale pe cărbune, nu numai neapărat că produc energie, dar au niște rezerve de combustibil. Pentru încă câteva, am putea spune, peste 100 de ani. Asta se poate transforma în combustibil, nu neapărat trebuie să poluezi cu el, dar îl poți transforma într-un combustibil care poate să meargă oriunde în lume, mă rog, sau prin zonă pe aici, folosit așa. Hidroelectrica la fel, produci foarte ieftin, ai costuri minime, interes maxim pentru această companie de miliarde. Profituri sigure. De miliarde sigure. Oricine ar fi interesat de ea. Și ne-am cam dus pe cop, că dacă ne iau și companiile astea, s-a terminat cu noi, pentru că o să fim la mâna altul. Vedeți cum e cu becul aprins, cu CES și cu astea. Că noi suntem în situația de a lua cărbun, de a lua curent de la niște furnizori din afara țării, depindem de ei și la gaze și la toate utilitățile acestea. Mă mir că nu s-a privatizat și canalizarea și apa. Și ce mai este? Stați puțin, că totuși există orașe în această țară care au privatizat și partea și atunci de apă să nu mai, și tot... Să nu mai putem să mai impunem nimic, niciun preț mai bun pentru populație, nici nimic. O să devină niște sclavi închiși, niște cuști... Bine, vă spun sincer, aș vrea să fiu totuși optimist, să cred că totuși există un moment în care ne vom trezi și nu vom tolera astfel de lucruri. Imnul național, cum se numește imnul nostru național? Deșteaptă de române, nu vezi că nu se mai deștepta nimeni. De când e? De la Anton Pan, de la 1800, nu știu cât. Da, dar ar trebui să le stimuleze numai... Nu ne mai stimulează nimeni. Dumneavoastră. Nu vedeți că au plecat toți copiii din țara asta. 4 milioane de români au plecat. La noi vin ăștia cu volane și cu așa este, adică fără să o industrie
care să aducă plus valoare cu tehnologie ridicată și asta, dar... Mai și zice un primarul din Târgu, zice astăzi, domnule, vine un investitor, zice, aoleu, că nu, de unde găsesc eu 500 de muncitori să vină să-l... Păi, frate, dacă îi dai 1000 de lei pe lună, preferă să ducă la cules de căpșuni și ia 5000 de lire în 3 luni sau în 2 luni jumate. Cum să-l umilești așa? Nu, eu cred că putea să vină statul cu o altă formă de ajutor, adică să mai termine cu ajutoarele acordate acolo unde nu e nevoie. Eu nu zic că n-am absolut nicio problemă să fie acordate ajutoare de acolo unde este nevoie la familie cu adevărat au nevoie și unde nu pot să muncească. Dar în rest, să fim totuși corecți așa. Cred că nu e cel mai rău în lumea aceasta, pentru că emigrația cea mai mare e în România și în Siria. Siria care știm cu toții cu ceea ce se confruntă. Chiar din punct de vedere economic, chiar și în Europa, sunt țări care o duc mai rău. Cred că, până la urmă, o vine tot a statului că nu s-a implicat. Dar credeți că... De fapt, știți care e lucrul cel mai grav care se întâmplă în această țară? Că își pierd oamenii și speranța. Da. Aici e problema de exista această... plecare în masă de, și te apucă și ai senzația de lehamite de ceea ce se întâmplă și vezi că nu se întâmplă aproape nimic bun. Să faci un pas în față, doi înapoi și tot la fel. Dar credeți că la ședințele astea, în Parlament, ședințe pe comisii, ședințe de guvern, se zică, bă, voi ați auzit, doamna Dăncilă, bă, voi ați auzit că România e pe locul 2 la exodul populației? Ce se întâmplă? Ne interesează? Ne preocupă? În condițiile în care pe teritoriul acestei țări n-a mai fost un conflict de 80 de ani. E 80 și ceva de ani. O ruptură majoră, masivă, majoră între așa clasa asta, politică masivă și cetățenii. Și o repetăm și asta, deja nu mai are nicio semnificație. E atât de ruptă treaba încât ai impresia că sunt nu știu câte români în țara asta. Vedeți dumneavoastră, cred că ar fi un pas în care să demonstreze politicienii că îi preocupă soarta județului, că îi preocupă soarta complexului energetic Oltenia. Domnul Călderu. Și să ne dea speranță că pot ca lucrurile să fie schimbate. Mai este de făcut o observație. Nu mai conduc ei, chiar dacă iau ei putere. Deci nu mai totul... Ei. Nu mai pot să mai facă. Știți pe undeva, credeam că eu sunt unul dintre pesimiști, dar... Nu, eu sunt realist, să știți, eu sunt optimist pe fond. Sunteți realist. Că de-aia aș și continui cu emisiunile astea. Deși zi de zi am contraexemple. Dar cine conduce domnul Măruță? Deci eu în poziția de... Altcineva, domnule. Cine vine să ne spună, acum vindeți petromul, acum vindeți hidroelectrica, păi cum, și acum aceea... vindeți complexul energetic. Și, care politicienii români. În momentul următor vii să ne spune că este cei mai mari corupți, nu? Deci care ne-a pus să facă cele mai, mai mari business și umplu buzunarele. Iată-i o afacere, domnule. Și noi suntem corupți de servicii. Așa, că dacă suntem proști, așa se fac lucrurile. Da, de punctul acesta, vedea puteți spune că ne merităm soarta. Dacă ne uităm din 90 cu aceea, suntem singura țară din postul bloc. Acuratețea și franchețea și corectitudinea germană, ce au făcut cu Volkswagen la nivel planetar. Păi dacă se întâmplă la noi, era arestat inclusiv muncitor acela care era unul din doi ajungea acela. Da, așa este, așa este. Bine, și-au păstrat locurile de muncă, și-au păstrat industria, și-au păstrat aceea companie. Așa că să nu ne mai... Noi am avut, eu nu zic așa și nu pledez, vă spun, și eu sunt de acord și îmi doresc ca să facă dreptate. Dar noi n-am făcut decât... Cred că de multe ori am avut ca obiectiv arestăm omul de afaceri respectiv ca să terminăm și sectorul de activitate care desfășoară. Și vă spun sincer, mă îngrozește faptul când văd că părinții mei cumpără îngrășăminte produse în Bulgaria, dacă trebuie să pe firma mamă undeva prin Germania. Și nu mai avem niciun combinat de îngrășăminte. Nu avem pe la Mureș, parcă. La Târgu Mureș, atâta, dar care nu face față, atâta mai avem. În rest, tot ceea ce a însemnat acele complexe au fost închise. Ale lui Nicolae, care... Da. Avem și un telefon, îmi spun colegii. Bună seara, vă ascultăm. Alo! Bună seara! Bună seara, cu respect! Sănătate! Bună seara! Sănătate multă și noroc bun! Noroc bun, într-adevăr, cât o mai fi bun sau cât o mai fi noroc. Totuși, dacă guvernanții, sistemul, pot să țină cu județul Gorj, care a trăit și trăiește în continuare, să se ocupe de așa ceva, de, dacă nu, să-și vadă de treburile lor. Începând de la al mare și al mic, termin. E adevărat, dar asta îl spunem noi de pe margine, ei candidează în continuare, lumea îi votează, promit, cum să vă spun eu, mixul energetic și nu se face.
și așa mai departe. Cum se spune în proverb, că apa trece, pietrele rămân, nu știu care sunt pietrele, ori ei, ori noi. Problema este că fiecare își vede de treaba lui, în special politicienii, primesc o pensie specială ulterior și lucrurile sunt aranjate. Nimeni nu se gândește decât se pare la propria activitate, propria carieră, nimeni nu se gândește la binele general, ce se întâmplă cu lumea asta peste 10, 20, 30 de ani. Fiecare gândește la... Aveți dreptate, 100% aveți dreptate. Așa că suntem un pic cam egoiști, ca să spun lucrurile pe nume. Indiferent de cum și domnul președinte ce înseamnă un excavator de 2000. Să le transmită celorlalți, care nu știu. Care așa este. Am putea spune că cel mai complex utilaj din cadrul complexului energetic Oltenia pe parte de minerit, cu capacitatea cea mai mare. Dar încă o dată eu spun, credeți-mă, că am mai ironizat, că am mai persiflat, dar eu sper ca mâine să fie făcut un prim pas în ceea ce privește acele modificări până la urmă la codul Silvic și sper și asta să fie până la urmă testarea pentru politicieni, nu numai din Gorj, și până la urmă pentru toți politicienii din țara aceasta, pentru că sistemul energetic și complexul energetic Oltenia ar trebui să-i privească pe toți, pentru că este un bun al statului român și nimic altceva e compania statului român. Și să sperăm, și dacă cu adevărat vor face ceea ce trebuie și vor acorda sprijinul necesar complexul energetic Oltenia, am putea să spunem că începe și noi să ne îndreptăm, sau mai bine zis, și politicienii să-și justifice banii pentru care sunt plătiți și cu adevărat interesează de situația care din țara aceasta și din județul Gorj. Bravo, felicitări din suflet. Eu știu ce înseamnă excavator de 2000. Dumneavoastră știți? Încă o dată o spune, cel mai complex utilaj din ceea ce știu există doar în cariera Rovinare 1 și la cariera Roșia. Bravo. Nu știu, poate greșesc, poate o să mai sunt și în altă parte, dar nu cred. Nu greșiți deloc. Păi... Iar vă rog din sufletul meu, mâine, când vreți dumneavoastră, mă chemați să vă spun ce înseamnă excavatorul de 2000. Pentru că când a fost adus primul excavator de 2000 la Rovinari, la Poiana, eu personal am fost și am dat o cheie la o grămadă din domni care au fost și vor rămâne. Dar Doamne ajută! Doamne ajută! Sănătate! Și noroc bun! Noroc sănătate, bun. Într-adevăr, oameni care au lucrat în domeniu. Da, așa este, da, v-am spus, cel mai complex până la urmă și au crescut copii, dar ca să mai vedem funcționând acele utilaje, prima trebuie să funcționeze complexul energetic Oltenia, să avem o șansă pentru viitor. Vă spun, totuși o sper, pentru că vă spun, până la urmă n-au ce face, adesea cât indiferent de interesele care ai. Dar nu poți să asisti cu pasivitate la moartea unei companii. Senzația este că se asistă la decesul acestei companii. Vă spun, că dacă nu se baite... A mers în anul 2017, mai cade în 2018. Da, în termenul limită, anul viitor, în sfârșitul lunii martie, să fie cumpărate aceste certificate, sau în aprilie, așa. Da. Păi dacă nu o să fie rezolvată situația anul acesta. Deci anul acesta trebuie neapărat, ca inclusiv să zic cele două soluții, rezerva de capacitate, care să intre în funcțiune cât mai repede, sau acea lege care trebuie dată anul acesta. Să nu uităm că totul se apropie, ar fi comisii, se apropie vara, e acea vacanță parlamentară care... Nu o putem noi schimba. Deci până la sfârșitul anului, ca să poată să fie aplicată cu anul 2018, ar trebui acea lege să fie pusă în practică, efectiv să fie promulgată, să apară monitor oficial. Pentru că acel costul, dacă nu, ar fi unele fantastice și nu știu cine ar rezista cu acele cheltuieli suplimentare de peste 100 de milioane. Fără legea asta? În condițiile în care și-ar păstra pentru viitor valoarea certificatului de carbon? Sau chiar ar crește? Ar mai rezista compania anul viitor?
probabilitatea de aresta este... 25 de euro. N-aș vrea să spun exclus că nici o șase, nu. Probabilitatea de aresta este una minimală, ridicol de minimală. Te-a pus să plătești jumătate de miliard, să ajungi să plătești jumătate de miliard de... Păi unde ne deci ducem? Nu există, deci de nu euro există, pentru... Nu există, păi nu zic așa prin absurd. Deja înseamnă, mi se pare că suntem într-un film absurd. Eu cred că undeva... Haideți să deci până unde mergem? Domnul Măriță, dacă suntem tot... De ce nu spun direct, bă, da, hai închideți și Andrama... Dacă suntem... Am văzut acel recul al prețului la certificatele carbon, a apărut în momentul în care Trump, după alegerile prezidențiale, că vrând suntem legați, de la Paris, când a spus că ieșim din acordul la Paris, a fost acel recul. Europenii s-au Bruxelles au luat acea decizie de retragere un număr foarte mare, dacă numesc cel de 800 de milioane de certificate de carbon din piață. A fost anul trecut posibilitatea, cred că totul puțin e și dirijată această piață de a lăsa 6 luni prețul foarte, foarte jos, ca să dea posibilitatea unora să cumpere și după aceea explozie. Da, asta este, cu asta trăim acum. Fiți atent aici, că mie mi se pare că e o comedie nu ieftină, de prost gust. Rusia poluează de rupe, că e cât de două ori. China poluează cât de Statele Unite poluează. Păi practic poluează de 10 ori. Păi nu e o comedie asta și Europa ce are niște garduri în jurul ei și nu trece dioxidul de carbon. Înțeles că ai, din punctul acesta de vedere... Păi ce e asta? Nu e o comedie? Păi ori ne hotărâm toți să nu mai poluăm, ori China... Mi-a spus cineva care mi-a povestit că a fost în China, în Beijing. Nu mai unde și nu se mai poate respira. Deci, da, îi trebuia la lanternă ziua da, ca să ca vadă, să vadă pe stradă, pe unde merge. Vedeți, asta, nici în situația aceea nu trebuie să ajungă, asta e clar. Dar încă o dată China, spun, dacă... China zice, da, are dreptate, nu face parte din Europa, China, într-adevăr. E, nu e vorba că nu face parte. E o precizare senzațională. Nu, nu e, că dacă ne uităm în India, știți cum este? În India se plătesc. Că India a beneficiat de un anumit ajutor pentru construcția de termocentrale și plătesc aceste certificate. S-a asumat această responsabilitate de a plăti aceste certificate. Deci nu este vorba numai de poziția geografică. Dar încă o dată vă spun, există această situație, nu putem nici să schimbăm lucrurile la nivel european, dar există și varianta, soluția, de a putea ajuta încât să trecem peste această problemă. De fapt, de a ajuta compania să trecem de situația aceasta cei critică. Cei din Ucraina plătesc certificate? Nu. Din Serbia? Cred că din Serbia, nu. Nu, cred că din Serbia, nu. Nu sunt... Păi, dar sunt nu cred. Între noi. Noi suntem între ei, cum era nu, să zic. Nu cred de Ucraina, păi, nu cred. Deci nu știu... Nu, păi și atunci care mai... S-ar putea să plătească, dar la o altă valoare, pentru că și Rusia plătește ceva, dar valoarea certificatelor acolo, sau mă rog, ce taxă există, păi și una care mai e, foarte, care e foarte mică. Filosofia asta de protejare a medicului? Nu înțeleg care e. Bine, până la urmă, este foarte posibil să existe această tendință ca să fie extinsă practica certificatelor de carbon sau plata acestor certificate la prețul acesta și în restul. De acord, dar să fie o agenție europeană. O agenție europeană nu o speculă pe bursă ca să câștige unii din tranzacționarea certificatelor, deci așa sunt de acord. Nu să facem afaceri business-uri pentru unii. Așa pentru este, că da. Senzația că asta se întâmplă. E un boom al certificatelor din e care clar, se E clar, nu putem schimba cei la Bruxelles. Dar important ce să facem țară pentru a rezolva această problemă. Da. Adesea, până la urmă, că ceea ce trebuie soluția e aici, în țara aceasta. Ca să nu vă mai spun acum că ne apucăm să facem energie curată, fără niciun fel de NOx sau altceva. Urmează în defileul Jiului, unde nu poluăm nimic, sunt hidrocentrale, luăm apa dintr-o parte, o trecem prin asta, o ducem în partea cealaltă. Nu poluăm. Și ce s-a întâmplat? Ne-a blocat organizațiile de mediu. Pentru că o să dispară cărăbușul cu spate auriu. Da. Deci nu e bine nici așa. După ce s-a investit aproximativ 150 de milioane de euro. Deci nu e bine nici cu poluare, nici fără poluare. Investiția de finalizare. Cum ce trebuie să producem noi? Cui trebuie să cerem voi? Nu, domnul Măruță. Ardem baloți de paie? Ce să ardem ca să e vorba de atitudinea celor care ne conduc. E clar, exact cum spuneați chiar dumneavoastră la început. Domnul, datorită slăbiciunilor existente în clasa politică din 90 până acum, fiecare a crezut că România, nu numai că a crezut, că de fapt asta s-a și întâmplat, poate să facă ce vrea. Da, așa, așa a fost. Vine cu aura aceea de occidental și suficient, nu mai trebuie absolut nimic altceva. A fost un Eldorado România până, sau mai fi și acum, nu știu. Mai avem încă o pauză de publicitate și ne revedem cu ultima parte a emisiunii. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă.
Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de fuietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Mașina ta merită să fie remarcată. O mașină curată atrage toate privirile, iar spălătoria auto Eson atrage toate mașinile. Curățare interioară și spălare exterioară cu spumă și perii automate, limpezire și aplicare de ceară lichidă. În doar 7 minute pleci cu mașina curată și uscată. SC Eson SRL, în Târgu Jiu, pe strada Dobrogeanu Ghirea, numărul 33A, la ieșirea din oraș pe partea stângă, după ce treci pasarela. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT&DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SC PT&DS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Am revenit la emisiunea noastră, am vorbit despre ce se întâmplă în contextul
în care această companie, Complex Energetic Oltenia, evoluează și nu reușește să găsească soluții pentru a rezista condiții egale, măcar pe piață, cu ceilalți producători. Să vedem ce se întâmplă și în interiorul companiei. Domnule Căldăruș, e perioada în care se depun acele cereri pentru disponibilizări colective. Senzația dumneavoastră care este? Că lumea ar cam pleca de la firma aceasta? Sau nu, pot să văd doar niște date chiar exact. La ora, în jur de ora 16:30 eram în birou la domnul director Olaru, responsabil pe probleme de personal, și spunea că, sper să nu greșesc, erau depuse undeva în jur de 196 de cereri, plus 21 de cereri care încă nu ajunsaseră din zona Craiova. Deci chiar solicitările, să zic, sunt mai mari decât numărul de disponibilizări care vor fi făcute, cred că cu data de 1 iunie. Se încadrau toate la criteriile anunțate sau? Nu, cred că nu toate. Asta a spus și domnul director Olaru. Vor fi puse în ordine în funcție de criteriile care au fost agreate și de către administrate și de către sindicate. Și în funcție de aceste criterii se va decide și cine va fi disponibilizat în perioada următoare. Se mai primesc cereri sau cu care da, procedură? Deci se mai primesc încă cereri, dar v-am spus, vor exista evaluări ale criteriilor și personalul TESA are prioritate indiferent de vechime, de dacă se încadrează la prepensionare. Bine, știți că e o cerință din totdeauna, chiar din partea salariaților, de reducere a personalului TESA, cei care au probleme foarte grave sau grave de sănătate și doresc. Și se pot pensiona sau indiferent de dacă se încadrează la pensionare? La solicitare, bineînțeles, toate aceste disponibilizări sunt numai pe bază de voluntariat, a putea spune, deci la solicitarea salariaților. E o dorință, din câte s-a depășit. Cred că cu întâi mai primesc preavizul. Deci așa se dorește, nu aș putea să spun cu ce fine, dar se dorește ca începând cu întâi mai să plecem preaviz și disponibilizarea efectivă să fie făcută cu data de 1 iunie. Dacă se merge pe ritmul acesta, s-ar putea să dubleze numărul de cereri. Cred că și totuși este data limită de depunere, dar bine, aceste cereri au fost depuse chiar în două zile în foarte multe zone. Au început de două zile să depună cererii. Oamenii vor să plece sau unii vor să și rămână? Vedeți dumneavoastră, sunt aceste situații care le-am prezentat. Sunt și care doresc să plece să muncească în altă țară, am putea spune. Sunt IT-și din interior care deja au oferte pe joburi foarte bune, plătiți, am înțeles, undeva chiar am asistat la o discuție, cineva deja are oferte de 10.000 de lei pe lună net. În România? În România, deci singurul, să zic, cu toate că nu-și dorea să plece din oraș și va trebui să plece în București pentru acest job. 10.000 se descurcă în București. Am spus, sunt acele situații. Și aici cât are? Jumătate? Cât are? Presupun că undeva de în jur de 3.000 de lei, plus sau minus. Plus sau minus, că există, deci plus sau minus, câteva 2-3 milioane. Bănuiesc că va pleca sau nu? Da, fi și personal TESA, dar va fi din ce în ce mai greu, o să fie anumite zone chiar deficitare. Bine, acum și în carieră, în activitatea de producție, există deficit de personal, în termocentrale, deficit de personal. Deci situația este una, am putea spune, chiar critică și în acest punct de vedere. Nu putem nega sau așa. Există cazul acelor salariați, acelor colegi care au probleme de sănătate. Dacă doresc, și există cereri în sensul acesta să plece din cadrul companiei. Vor avea prioritate? Vor avea prioritate și este normal dacă oamenii vor totuși să și consideră că se pot trata renunțând la acest loc de muncă și o să fie mai bine, normal să le fie acordată această șansă. Mai este mare căutare în meseria asta de meseriile din cadrul Complex Energetic Oltenia? Mai e atractivă salarizarea? Sigur că pe undeva sunt și retorice întrebările, dar ar putea motiva că tot se pleacă, dar trebuie să mai aduci înapoi. Că tot te reduci, dar îți mai trebuie și oamenii care să... Vedeți, an de an se iese la pensie. Încă o dată spun, n-aș putea spune că este satisfăcător că oamenii sunt mulțumiți de salarizarea existentă, dar raportându-ne totuși la majoritatea locurilor de muncă,
nu la toate, la majoritatea locurilor de muncă care există în județul Gorj, strip în comparație, bine, acum nu punem, dacă am pune și faptul că și condițiile de muncă sunt unele deosebit de dificile în cadrul complexului energetic Oltenia, te-a spune că veniturile nu sunt unele pe măsura efortului făcut. Dar lipsa de alternativă, faptul oamenii, majoritatea cu familii, copii, sunt anumite lucruri. Chiar faptul că sunt din zonă, nu toți avem puterea de a ne rupe, de a renunța la locurile acestea. Spuneți la un moment dat că ar fi în pericol, bugetul, execuția bugetară pe acest an? Da, drepturile câștigate prin contract. E vorba de drepturile, că drepturile trebuie obligatorii urmare... trebuie să fie acordate. Problema care este dacă nu vor fi rezolvate încă o dată, dacă nu vor fi aceste rezolvate aceste probleme în viitor, nu înseamnă în viitorul apropiat, că un an de zile nu înseamnă mult. Ne vom pune problema de existența acestei companii. Da, am vrut de mai multe ori să vă întreb dacă e bine că ați încheiat contractul ăsta pe 2 ani, că e o anumită siguranță. Bine, dă posibilitatea, din punct de vedere salarial, de să negocie și la an. Chiar și la să și prelungiți, dar dacă nu sunt bani, nu mai e niciun avantaj, că e pe un an, pe 2, pe 3 sau pe... Nu, v-am spus, dacă situația se complică. Eu încă o dată vreau să cred acest lucru, că totuși cu adevărat și polițienii, și nu numai din Gorj, că aici nu e vorba numai din Gorj, putea spune din toată zona Olteniei, dar inclusiv tot ceea ce înseamnă politic și ar guvernamental la nivel național trebuie să fie interesat de funcționarea acestei companii. Ar trebui, cum discutam și mai devreme, să uite și în stânga și în dreapta, să uite la celelalte guverne din celelalte țări, ce fac chiar pentru cetățenii, pentru siguranța cetățenilor din țările respective. Și aceste lucruri ar trebui să fie puse în practică și la noi. Să știți că în alte județe parcă s-au mai mișcat lucrurile. În Dolj, de exemplu, s-a mai investit pe la termocentrale de acolo. Ei, vedeți, dumneavoastră, încă o dată o spun foarte bine. Încă o dată îmi doresc să, cu toții să le stăm să fim, dacă se poate, și mai mult de 13.000. Dar până la urmă trebuie să conștientizăm și faptul că totuși nu poți compara celelalte termocentrale cu Rovinariu, cu Turceniu, care oricum termocentrale care și-au demonstrat eficiența și ar trebui să fie o ordine sau o prioritate și a investițiilor, că până la urmă să-ți asiguri existența de punct de vedere economic, investești prima dată acolo unde produci cel mai ieftin, unde ai rentabilitatea cea mai mare, la Rovinariu e doar grupul pe zonele 5, celelalte. Grupul 5, dar v-am spus încă o dată. La Turceni, da. Încă o dată, vă spun sincer, cred că și cei din Consiliul de Supraveghere ar trebui să fie preocupați și când ia astfel de decizii, să fie decis de bune credință. Că există suspiciuni că și membrii ai Consiliului de Supraveghere nu sunt neapărat mari iubitorii ai complexului energetic olteniean. Nu vorbeam de Consiliul de Supraveghere, pentru că acum și procedura l-am văzut că am tot ce înseamnă cheltuială mai mare, investiție mai mare, trebuie avizată sau totul să face numai cu avizul Consiliului de Supraveghere. Cred că nu e numai un job foarte bine plătit pentru efortul depus. Și cred că, până la urmă, trebuie să fie interesați ca această companie să meargă cei din Consiliul de Supraveghere. Și cred că au luat și niște sume frumoase. Ei, anul trecut că au fost prin profit. E vorba să le ia anul acesta, da? Să ne prezinte, cu atât am spus, să prezinte situația, să vedem pentru ce e acele sume. Vedeți, dumneavoastră, să iei 24 de salarii medii brute pe ramură, și-au mai mult decât dublat. Ce se întâmplă până la urmă cu cea de-a doua armonizare salarială? Din ceea ce știu, deci își produce efecte la 1 aprilie. Din e ceea gata, ce știu, e finalizată peste tot. Dar vineri am înțeles că va fi supusă și va fi votată în... sau mai bine zis, aprobată în directorat. Urmând, exact cum am spus, să fie intrând în vigoare, bineînțeles, cu data de 1 aprilie. Mai sunt probleme? Au existat? Acum au fost vă spun, de la resurse umane, vă spun, șefii de subunități? Eu aș putea spune că din punctul acesta de vedere ne-am atins obiective. Ce pot în Sindicatul Minei Energiei Oltenia? Noi și înainte vorbeam de o componentă fixă ca o anumită sumă să primească toți salariații și cealaltă componentă am spus să fie... În funcție de merite? Nu, și în funcție acordate clase de salarizare și nici de cum să fie procentual. Pentru că cei cu salariile foarte mari, dacă ar fi fost acordate procentual aceste creșteri salariale, ar fi beneficiat de sume mult mai mari decât oamenii ceilalți. Și s-a creat posibilitatea de a încerca să reglăm, bineînțeles că nu s-a reușit, pentru că trebuie să spunem faptul că suma per total, pe medie,
a fost undeva în jur de aproximativ 240 de lei pe net. Aceasta a fost suma pe med, deci pe net. E clar că cu această sumă nu puteai să rezolvi nici toate discrepanțele, nici să faci un sistem de salarizare care să mulțumească salariația din cadrul complexului energetic Oltenia. Totul s-au făcut pași în sensul acesta. Am mai crescut acele bonusuri și dumneavoastră în ceea ce înseamnă cele... Sunteți... De câte nearmonizări mai este nevoie la CEO pentru a se ajunge la un nivel de salarizare, mă rog? Aici nu e vorba numai de armonizări, că știți cum este. Putem rezolva discrepanțele, nu cu sume fantastice. Cum să fim sinceri, dacă ne uităm în stânga, dacă ne uităm la creșterea prețurilor, cred că toate salariile ar trebui să crească, obiectiv vorbind, și nu vreau să folosesc cuvinte mari, cel puțin 30%. Bine. Dacă ar fi, deci, ca să beneficiezi de un venit decent, să zici că totuși poți să ai un trai decent. Acum a fost inflația, armonizarea 1 și 2, să cam șters un pic. Da, e clar că va avea un efect, inflația are un, măcar un efect, un efect negativ asupra puterii de cumpărare a salariaților. Bineînțeles, numai a salariaților din cadrul complexului energetic, ci asupra tuturor din cetățenilor din țara aceasta. Inflația mai mare, cam toți oamenii au datorii la bănci, dobânzi puțin mai mari, creditele, sumele plătite pentru acele credite vor crește. Clar că nu e o stare de confort pentru toți cetățenii, am putea spune, numai pentru salariații din cadrul complexului energetic Oltenia. Sunteți de acord cu ce au făcut cei de la Roșiuță, apropo de ce ar putea face sindicatele pentru companie? Se spune că uneori se erigează și în a înlocui administrația pe anumite probleme, dar sindicatele ar putea propune o politică de, s-ar veni cu o politică de lobby, așa? La nivel central, spun la nivel local, vă spun, la nivel lobby, internațional, obligatoriu trebuie făcut. Lobby, nu, haideți, să ne limităm tot ce vă spun aici, în interiorul acestei țări. În București, că acolo se taie. Așa, dar vă spun încă o dată, dacă nu se angrenați toți factorii, nu va fi suficient ca numai dintr-o parte să facă acest lobby, să facă presiuni. Mâine, sau mă rog, mai mergeți la București, nu mai mergeți la Camera Deputaților? Nu mai mergem, nu mai mergem. Am avut discuții, v-am spus și cu domnul senator Cârciumaru, a spus cu domnul senator Iriza, cu domnul deputat Weber, chiar ei spuneau că au schimbat practic ordinea de zi a Camerei Deputaților și la punctul 4, pe ordinea de zi, va fi această lege, sau mai bine zis, modificările la codul silvic. Am mai fost înainte de Paști, dar era la poziția 37 și în miercurea respectivă, cred că oamenii, au plecat să vopsească ouăle, gândindu-se la sărbători, a zis să le înceapă mai devreme. Undeva la punctul 17-18 nu s-a mai discutat absolut nimic. Dacă mai avem un telefon, așa am înțeles, da, așa este. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara. Radu Popăși la telefon, oricum sunt recunoscut. Haideți să începem cu domnul Cârciumaru. Vedeți, domnul Cârciumaru îl interesează și angajeze neamurile și prietenii și toate cunoștințele din Egomir în central, în ultimii ani de zile. Și punct. Deputații senatorii pe care îi avem nu ne mai reprezintă cu nimic. Miniștrii secretari de stat nu știu cât de mult ne-au ajutat, pentru că acolo ar trebui oameni competenți care cunosc meserie și știu ceea ce înseamnă energie. Oameni care nu au fost în viața lor să conducă o echipă. De handball sau altceva. Din alte puncte de vedere, domnule președinte, felicitări și Prăvulescu, domnul președinte de la FNM, a zis că la ora actuală vrea să ne invitați pentru oameni. Mă bucur că și dumneavoastră și-a dat seama prea târziu, dar ea e un lucru bun. Și mă bucur. Pentru că eu din tot FNM-ul, pe Manu Tomescu le respect cel mai mult, mi se pare cel mai vertical. Din alte puncte de vedere, nu știu cum să zic cu armonizarea asta, ce înseamnă o armonizare, când nu mai dau nume, pentru că în continuu intră la emisiune la domnul Măruță, o anumită personalitate proeminentă a sindicatului Gorjan, care are o anumită clasă mare și întreb și următor după dumnealui, e diferență de 8-9 clase. Mare, mare armonizare s-ar putea face, iar următorii sunt la 10-12 clase. Nu știu cum acest domn în continuu prinde televiziunile și vorbește de armonizări și de toate celelalte în momentul când dumnealui are diferențe foarte mari între dumnealui și cei pe care îi conduce în sindicate. Vă referiți la domnul Crăiete? Nu, dau nume. Îmi cer scuze, domnul Măruță. Permiteți-mi să nu dau nume. Pentru că acea personalitate niciodată nu spune ce salariu are, câte clase a luat, cum ne-a luat și toate celelalte.
La altă ordine de idei, majoritatea liderilor de sindicat și-au rezolvat problemele. Ce-au luat clase și-au tras tot ce le-a trebuit, neamuri și fapte și toate cele. Oamenii cei de jos, cei care n-au pe nimeni în spate, au rămas tot de fraiere. Pentru că au luat câte o clasă, două, ci că s-a armonizat. Vă dau exemplu la mine la Gârlă. Sincer să fiu, în tot serviciul meu, aparține direcția tehnică a termocentralei, începând de la doamna Prună și până la ultimul mohican de jos care dăm la lopată, dumneavoastră este șefă de, ar trebui să fie șefă de birou, conduce 9 persoane de șefă de birou și are salariul totuși mai mic decât al unui ajung șef de secție care nu știe cu ce se ocupă prin centrală și are clasa mai mare ca dumneavoastră, și ceilalți ingineri care poate au clasa 28-30 și sunt oameni foarte competenți și se ocupă de investiții și de foarte multe lucruri importante în centrală mai mult decât alții, noi muncitorii care nu beneficiem de sporuri în condiții deosebite, datorită faptului că la noi când plouă, când ninge, când e căldură prea mare, nu știu ce, dar nu putem lua pentru că nu este zgomot și nu sunt gaze. Ca acea bandă când merge, noi nu ne produce zgomot, că, mă rog, așa, când ninge de sus, nu are cine să ne controleze, când plouă, nu ne ține nimeni umbrela, pentru că poate să dai la lopată. Și multe, multe lucruri din astea. Iar la clase, și că sunt două variante. Aparținând de direcția tehnică, nu avem voie să luăm clase, sau mă rog, nu ne putem permite, sau cineva nu ne ajută să luăm clase, s-a coborât de la clasa 27, care era maxim, am înțeles, la 21C, iar la ora actuală am înțeles că mi s-ar fi propus clasa 20A. Eu nu sunt mulțumit și colegii mei, sper și colegii mei și cei de la Hidro să nu semneze până la 21C, pentru că cel puțin atâta merităm față de alții care sunt în centrală, și, mă rog, au clasele 22-23, mai sunt și femei pe deasupra. Și în continuu vedem că apar fețe nobile de la mine sau de la Negomir, angajez peste noapte, nu știu cum, ce și nu mă interesează, care au clase mai mari, care o duc bine, mersi. Pe atunci noi pentru ce să mai lucrăm când eu am ajuns, fiind de zi, am salariul soției mele, minim pe economie, fiind de zi am luat 15 milioane și ceva. Pe atunci pentru ce să mai lucrez în termocentrală? Îmi răspunde și mie. Norocul nostru că ne ridică fiind pe ture. Și atunci ăsta e un câștig. În rest, nimic absolut. Noi cu ce putem fi ajutați? Pentru că până la urmă, cei care suntem pe acolo, pe jos, indiferent că e secția mor de unde am plecat eu, indiferent că e secția cazane, eu vă dau exemplu de la noi din termocentrală. Deci oameni care se luptă cu munci, cu lucrări mari. Sunt totuși la clase mici și care nu au condiții, au probleme din astea de lucru. Și atunci, pentru ce? Când, vă dau exemplu, pe Muzeul Județean Gorj, cel mai mic salariat are 27 milioane. Spii, cel vă spun, nu știu cu ce se ocupă. În afară de diurne sau altceva, de persoana care se duce la Maria Lătărețu, la Bălcești, să păzească casea și o deschide două ori pe lună. La primărie, la cei de centru Constantin Băcuș sau cei care operează acolo și așteaptă să vină turiștii, nici măcar nu știu că vin autocarele și primesc 24 de milioane, 25 de milioane. Când șoferii de pe Zmurdura au 70 și ceva de milioane salariu și alții și alții. Pe atunci, domnilor scumpi, să mă audă toți, să-mi facă ce mi-ar dori, până la urmă, dacă mă rog, aia mai spus și domnului Rușes. Haideți să fim obiectivi. Nouă ne trebuie și nouă niște bani. La rovinare, mai ales datorită faptului că rovinare produce cel mai mult, cel mai eficient. Să nu mai băgăm bani în chișcani, să nu mai băgăm bani în filia și în celelalte, pentru că tot ce niște rovinare sunt cele mai importante. Ori rovinare avem salariile cele mai mici, din punctul acesta de vedere. Cei care sunt deputați și senatori să facă lobby pentru județ, nu numai Gorjul, Oltu, Vârcea, Craiova și Teverinu, să se unească odată că de certuri și de protocoliști sunt sătui, suntem noi sătui de ceea ce fac, să se unească cu toți să ne ajute. Să ajungem totuși până la urmă, că dacă stăm și ne gândim, sistemul energetic stă în noi, datorită faptului că noi am fost cei care am ținut în spate, cei din complexul energetic Oltenia. Deci, sistemul național. Ori la noi nu se ajută, nu se face nimic.
nu suntem băgați în seama nimic, atunci pentru ce alegem pe acești domni, pe toți cei care ar trebui să ne ajute, stau și mă gândesc. Trebuie să ne gândim mai bine pe cine alegem să fie în fruntea noastră. Știți când trebuie să punem întrebările astea? Exact atunci când mergem la vot, nu în timpul celor 4 ani. Deci exact să mai vot domnul Măruță, că tot mă jură că sunt cu PSD-ul. Eu de 2 ani de zile credeți-mă că s-a mai votat și nu mă mai interesează. Vreau să vă întreb și eu același lucru, că parcă erați cu PSD-ul acum. Credeți-mă că nu mă mai interesează. Sincer vă spun, mă interesează copiii unde mă duc în televiziune cu ei, în spectacole și toate celelalte. Stau și le gândesc perfect pentru că m-am săturat de minciuni și de tot felul de ceea ce văd. Mi-e rușine că locuiesc în județul Gorj. Vine să mă mut pe județul Vâlcea unde se deschide total din toate punctele de vedere. Ori la noi în Gorj cine? La cine să te adresezi? Cine să te asculte? Cine să te susțină? Unii se ceartă între ei din lideri de sindicat, alții și asigură nu știu, alții fac, nu știi cu cine să o mai dai. Șefii n-au curajul să mai zică nimica, unii nu pleacă la pensie din cei care conduc și ar trebui să plece, să ne lase liniștiți. Pentru că poate și datorită dumnealor suntem în urmă cu salarii și cu clase și multe, multe lucruri din astea. Le-a spus pe toate pe față. Ăsta e adevărul. Clasele s-au împărțit ani de-a rândul între cei de sus, lideri de sindicat și chef de sectic și la neamuri și la prieteni. Iar proștii care am fost jos n-au luat nimica. Ăsta este adevărul. Să nu se mai dea nimeni de coadă și să spună că nu știu ce. Așa s-au împărțit de-a lungul timpului și de-aia nu avem clase și de jos. Ăsta e singurul adevăr și poate domnul Căldoru și confirmă sau astea. Da, lucruri dure, dar mulțumim pentru telefonul, seara bună în continuare. Și atunci, de ce, încă un minut vă răspund și atât. Și atunci, de ce să nu băgăm în seamă pe cei de jos, pe cei care muncesc și cei care țin în spate majoritatea, de ce să nu acordăm la rovinari cele mai mari clase, de ce să nu ajutăm rovinarii și să ne gândim 30 de secunde. Domnilor, a mers anul trecut foarte bine. Anul acesta avem toate șansele să ni se strice grupurile. Pentru că și un om se strică, și o mașină, și o casă se învechește. Nu s-au făcut investiții, nu se ajută cu nimica. Trebuie renovate, foarte, foarte multe lucruri din acestea. Toți șefii, de-a lungul anilor, au fost învățați să spună, domnule, mie merge. Nu știu dacă au primit premii sau ceva pe chestia asta, dar asta s-a întâmplat. Ei, o să vedeți că anul ăsta să nu fiu gurărea, când ori începe să pice tot ce e mai bun pe rovinari și pe turceni, să rămânem cumva pe românește. Și atunci să vedem ce se întâmplă. Ne aruncă toți la găleată și zic, nu mai e bun, nu mai produce bine, la mediu nu se întâmplă nimic, la aia, și o să rămânem de fraie și de proști. Indiferent cât s-ar zbate toți, dacă nu se zbat, cei care sunt acolo sunt în Parlament și care sunt în guvern. Vă mulțumesc, o seară plăcută. O seară bună. Ascult și de la dumneavoastră dacă am dreptate sau nu. O seară bună, o concluzie, domnule. Nu, lucruri foarte dure, dar reale. Vedeți dumneavoastră, că vorbeam de gradul de satisfacție, cum spunea și colegul dinainte, domnul Popovici. Haideți când vezi în primării că nimeni nu spune de munca, domnul respin, n-are treabă. Dacă vezi o femeie de serviciu, un șofer care are salariul mai mare decât un energetician, decât un miner din carieră, când vezi, când dădea acele exemple cu șofer nu știu unde la 70 de milioane, nu știu dacă o fi 70, dar și 40 prin comparație enorm de mult prin comparație cu salarizarea din cadrul complexului energetic Oltenia. Ați văzut lucruri reale în ceea ce privește starea tehnică și că e nevoie de investiții și cu toții conștientizăm că prima dată bași bani acolo unde se produce și unde ține în viață, unde performezi din punct de vedere economic. Dacă nici lucrul acesta nu-l faci, atunci până la urmă omul, să zicem, va fi rezolvată problema la nivel guvernamental cu certificat de carbon, dar dacă în interior nu face ceea ce trebuie, ne omorâm noi singuri. Deci dacă nu reușesc alții să ne omoare, până la urmă vor reuși noi să ne sinucidem. Dar sper să ne ajungem încă o dată, să ne ajungem în situația aceasta. Mă bucur că totuși oamenii spun lucruri pe nume din ce în ce mai dur. Până la urmă, chiar dacă au ținut până acum, dar încep să vadă că nu se mai poate și trebuie ca lucrurile să fie schimbate pentru viitor. Da, iată, am ajuns până la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori să discutăm despre ce se mai întâmplă în minerit și în domeniul energetic din județul Gorj, atâta timp cât mai există acest domeniu cât mai există aceste domenii de activitate. Rămâneți cu Tele3, mai bine!
We'll be right back.